Care a fost primul gând când ai pășit pe scenă? Primul. Sincer, nu mai știu, eram extrem de concentrat pe piesă și voiam doar să termin piesa aia pentru că am repetat-o efectiv în fiecare zi de două ori și nu mai puteam cu piesa aia. Bine, e o piesă superbă, dar când asculti aceeași piesă de două ori pe zi, timp de două luni, parcă nu mai e așa piesa ta preferată. Două luni de zile? Da. Pregătit. Da. Emoții când ai urcat? Adică când ai auzit 3-2-1, ești? Nu. Am încercat să îmi păstrez controlul, să nici nu pare emoțional, că asta poate să afecteze foarte mult prestația mea. Dacă ar fi să termine X-Factorul și trebuie să faci o piesă despre experiența pe care ai trăit-o aici, despre ce ar fi sau cum s-ar numi ea? Unii au spus, de exemplu, nu dăm din casă, dar au spus întâmplător, pentru că s-au înscris pur și simplu întâmplător. Alții au spus vreau să ajung mai departe. La tine despre ce ar fi? Vreau un juriu, da. Asta e marca registrată. Nu știu sigur. De obicei atunci când pun o piesă nu plec de la un titlu și după aia îmi fac totul. Ori îmi vine o linie în cap și mai apoi scriu versurile pe ea și găsesc acordurile și bam, a ieșit produsul. Ori găsesc întâi linia acordurile și după fac versurile și linia melodică și așa. Nu știu dacă în urma experienței X-Factor aș face o piesă întrucât nu este o piesă pe care să o asculte foarte multă lume, pentru că nu este adică un om normal care nu are treabă nici nu se uită la X-Factor, pentru că apare în sfârșit ăștia, nu știu de ce nu vă uitați la X-Factor, așa, n-ar asculta o piesă despre asta. Și este o categorie de public pe care eu o pierd dacă scot astfel de piesă. Pe de altă parte, dacă asta este premiza clară, cred că aș numi piesa... Nu știu dacă e un titlu pe ea, nu? Un vis devenit realitate. Și ar fi destul de lungă. Bohemian Rhapsody, versiunea a doua asta. Versiunea românească. Da. Când sub duș? Mai nu. Pentru că am observat de câteva ori că atunci când cânt în duș, de obicei răgușesc, ceea ce nu înțeleg. Este un fenomen pe care nu l-am dibuit încă. Așa că cânt înainte și după duș. Ce vrei să devii când o să te faci mare? Aș vrea să acopăr o paletă largă de meserii, ca să zic așa. Bineînțeles, una o să fie cea principală și celelalte o să fie subalterne, ca să zic așa. Dar m-aș axa pe muzică și actorie. Asta în sensul că aș vrea să fiu compozitor, textier, interpret, normal. Și m-aș duce și pe actorie și regie. Pe cine ai sunat prima dată după ce te-ai calificat? Eu n-am sunat pe nimeni după ce m-am calificat. Mama. Te-au sunat? Da. Mama a sunat-o pe bunica și după aia bunica m-a sunat pe mine să mă felicite și... Dar telefoanele au început să apară după ce am vorbit primul promoc. Prietenilor le-ai spus că vii aici? Da, le-ai spus ce am făcut.